Pentru a întâmpina festiv sărbătorile pascale, în principalele spații publice ale municipiului Râmnicu-Vâlcea vor fi amplasate 20 de ouă de paști cu înălțimea de aproape 2 metri, cele mai multe decorate voluntar de către elevii și profesorii de la Liceul de Arte Victor Giulianu, dar și de președintele filialei locale a Uniunii Artiștilor Plastici Gheorghe Dican. Tuturor acestora municipalitatea adresându-le mulțumiri publice. Montarea decorațiunilor pascale va fi finalizată în weekend, astfel încât de orașul împodobit să se bucure de o potrivă credincioșii ortodoxi și cei catolici.